Fa Ileana. Și ui. Și zic că ești la televizor, fa. Și zic. Când nu mai avem voie să ieșim din casă, vă da, așteți nebuni, dacă nu mai avem voie să ieșim din casă, unde ne mai căcăm fa? Ăștia vor să o facem în pantalon și după aia să-l aruncăm pijam? Păi vă, dacă eu mă cufir odată în casă, moare lumea de la miros, mai moare de la corona. Nu ai oani, ue, da, și prost ești. Bă, tu poți să ieși din casă, să duci până la vieșeu, dar să nu ieși din ogradă. Și e așa greu? Păi cum să nu ieși din ogradă, că vieșeu e la un sfert de ori de mers pe jos, că dacă ai ratat startul, degeaba te mai duci. Eu de fiecare dată când mă duc la vieșeu, îmi iau haine cu mine ca în excursie, că niciodată nu știi când durează drumul. Da, ui, până acolo poți să-i duci, nu-i nicio problemă, dar să nu te duci în locuri aglomerate. La vieșeu nu e aglomerat. Nu te duci în locuri aglomerate, cum e la biserică, la birt, la vasele altoa, la zaca, mâniuca. Păi dar eu la oricum nu mă duc și la biserică, n-am nici căuta. Asta e problema, păi la mine, oricum primarul se roagă 2 ani de zile zi din ogradă ca să mă duc la muncă și eu nu mă duc nicăieri. Păi, beșul e plin, da. Vieșeul e gol. Exact. Asta, vieșeu, beși acasă, vieșeu, beși în casă, oricum asta facem de obicei. Bă, carantina asta e din noi, băi, noi ni simțim bine, noi oricum asta facem. Toată viața am stat ca în carantin. Hai, bine. Mergi până în beș? Da, hai. N-o auzi tu, Marie, ce zic ăștia? N-o ce? N-o zis că țara e în carantină de peste 2 săptămâni. N-o, păi da! Și noi abia acu ce intrăm în carantină, că doar nu ne grăbim care păziță ăștia. O luăm cătinel, nu? Da, cum? No, și știi ce propun? No, dacă vine virusul ăsta, să-l primim omenește, mă. Să-l punem la masă, să-i dăm o pită, să-i dăm o slană, o cea, un păhărus de palincă. Ce? Că el vine de departe. Da, cum? Păi cum să nu facem așa? Toma din China. Ua, da, mă, din China. Dar și ce propun eu, fată? No, ce? Să extindem carantina numai la unguri. Așa. Că toți s-au lăudat că au fost ei primii, să fie primii la intrat și ultimul la ieșit. No, așa facem. No, dacă o intra primii, pe ultimii să iasă. Pericule, să mărăm ăsta că dacă nu mâncăm prasci, că se ia boala de noi ca mucii de pe Batist, înțelegi? Bă. Da, fusei deștept și atenționat, fusei atenționat. Fii atent că virusul ăsta e o combinație, mă. E, da? Da, mă, auzi, mă, e combinația lui Ovidiu, de aici ai și numele, COVID. E unul COVID-ul. Da. Bă, ești nebun. COVID, pericule, ascultă. COVID. Bă, ascultă la mine că am și o combinație, pericule. Fusei și cumpărai 4 pachete de șervețele umede, pericule. Da. Mă interesai, le vindem 10 lei măscuța. Le facem fiecare măscuță, le vindem. Ne îmbogățim vehicule, ascultă la mine. Mă, ai auzit, bă, ce zic ăștia la televizor? A? Că mare pandemie mucozitate ce-a dat în lume, dragi, laci și așa nenorocit lumea, că nu mai iese asta din casă. Ei, da. Dar stai liniștit că e mai bine să, că nu iese din casă, că ieșim noi în parcuri. E mai liber. La un mic, la o bere, la un salam. Auzi, bă, să mă rămâs, eu zic așa, că asta e făcătură, bă, e manevră. E făcută de chinești, de american, ca să moară, mă, să s-a plâns aia reta, că poluează lumea și așa, și a zis, ia mâncava, stați voi în casă, ca să aibă lumea aer liber. Păi, bă, mâncați-aș dacă vrei să ai aer, stai dreacu' tu în casă, lasă-mă pe mine să ies. Regretata Greta să ne mănânce Creta. E manevră, ascultă la mine. Manevră. Da, manevră, dar e fiță mai nou și mi-am luat și eu niște virus. Aoleu, de fiță de alea de Balenciaga? Ai seama. Șmecherie. Și adică e mai bun ca al meu, ca virusul meu, care e cea mai mișto genetică. Bă, al meu e de la mama lui, bă, e din China. Ce te mă de aici cu virusul tău? Păi tu îmi zici mie, tu umbli cu fake-uri de astea de la Dragonul Roșu, bă. Păi știi de unde e de al meu, bă? Păi al meu e din America, bă. E generația următoare. Știi că mie diferența e ca diferența de la iPhone 11 la iPhone 10, bă. Bă. E regele la prințese. Bă, o fi, bă. Da, tău are folie pe spate, bă. Adevărat că n-are. Bă, are, bă, nemoane de desubt. Adevărat că n-are. Auzi, bă? A. Dar noi vorbim acum de virus sau de telefoane? Adevărat că nu știu nici de asta.